Sute de foști angajați care au lucrat pe platforma chimică în condiții speciale, la Rompiro, apoi la uzina de produse speciale și la fabrica de pulberi, își doresc recalcularea pensiilor în urma ordonanței de guvern adoptată recent pe această temă și care le aduce compensații lucrătorilor din domeniul exploziv. Se știe că în zilele trecute oamenii stăteau la coadă la casa de pensii din Făgăraș pentru a depune o cerere de recalculare a drepturilor bănești. Astăzi a fost o discuție foarte constructivă cu directoarea casei de pensii județene, în sensul în care am stabilit împreună cu Dânsa ca cerere de reanalizare de a pensionarilor care sunt depuse la casa de pensii Făgăraș să fie primite, iar într-un interval de maxim 40 de zile, aceștia să intre în posesia adeverințelor care trebuie să completeze dosarul, astfel încât nu mai există acea presiune nici pe casă, nici pe noi, și avem acel interval în care să eliberăm aceste adeverințe necesare recalculării pensiilor problema are două aspecte. Una, din 2007 este fabrica de pulberi și trebuia devenită pe fabrica de pulberi și una pe UPS Făgăraș. Suntem în discuții cu lichidatorul astfel încât să putem semna noi și să nu mai punem oamenii pe drumuri la Brașov și să pierdem timp. Au existat niște neclarități în relația dintre Fabrica de pulberi și Casa de pensii Brașov, privind faptul că este obligatoriu nevoie de o adeverință pentru recalcularea pensiilor, astfel că pentru a ușura munca funcționarilor și pentru a nu i purta pe oameni pe drumuri, liderul sindicatului Nitramonia Rompiro Lucian Cupu spune că a găsit împreună cu conducerea instituției brașovene o modalitate de preluare a documentelor. Deci, teoretic, oamenii, ca să ne ajute pe noi ca să ne încadrăm, să dăm aceste adeverințe la timp, ar trebui fiecare să vină cu câte o copie a cărții de muncă, astfel încât să nu mai luăm dosare, mii de dosare la mână, pentru că acele înscrisuri sunt în cartea de muncă și o copie ne-ar ajuta foarte mult ca să le eliberăm în, timp, în timpul cel mai scurt. Reprezentanții fabricii de pulber din făgăraș vin cu o recomandare pentru foștii salariați. Pentru a nu crea aglomerație la biroul de resurse umane, făgărașenii sunt rugați să lase la poarta fabricii copia după cartea de muncă și un număr de telefon, pentru ca, în caz de nevoie, beneficiarii să poată fi contactați.